Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească și iată care sunt principalele teme ale ediției. Direcția urășenească Bendera a afacerilor interne a făcut totalurile activității pentru 9 luni ale anului curent. Decorația și-a găsit eroul, cursantul Institutului Juridic din Tiraspol a reținut un suspectat de săvârșirea crimei. Cum este organizată alimentarea cu dejunuri din contul ajutorului umanitar rus în școlile din capitală? Sovietul Suprem a studiat, însă n-a primit bugetul, lăsându-l în regim de primă lectură. Trecerea la planificarea bugetului pentru 3 ani are loc potrivit adresării prezidentului către popor, organele de putere și conducere. Очень важно для республики получить бюджет трехлетний. E foarte important pentru Republica de a primi un buget pentru 3 ani. Aceasta va permite consolidarea componenței sociale într-o poziție stabilă pentru un asemenea termen. Pentru prima dată de când există Republica noastră, noi planificăm tarifele pentru o perioadă de 3 ani. Acestea sunt niște elemente suplimentare de stabilizare a planificării și tuturor agenților economici. De aceea, nu în zadar, guvernul propune unele instrumente de conducere mai operative. Dacă asemenea instrumente nu vor exista, apoi vor fi create anumite probleme în legătură cu finanțarea articolelor sociale. E de menționat că examinarea proiectului bugetului în prima lectură a durat aproape că 3 ore, pentru a fi prelungită la următoarea ședință a Sovietului Suprem pe data de 23 octombrie. În loc să fie de acord sau nu cu parametrii bugetari de bază expuși, parlamentarii discutau detaliile, ca volumul accizilor, prețul la circulație în transportul orășenesc sau finanțarea călătoriilor sale de afaceri. În ceea ce ține de parametrii bugetului, ministrul finanțelor Elena Ghirjul a menționat că în anul 2014 veniturile bugetului sunt planificate în sumă de 2 miliarde 72 de milioane de ruble, iar cheltuielile 3 miliarde 440 de milioane. În așa mod, deficitul bugetului va constitui 40%. Principiile de bază fixate în timpul formării bugetului sunt păstrarea tuturor articolelor, cu excepția celor de achitare a muncii la nivelul anului 2012. Fondul de achitare a muncii a fost majorat cu 8%, adică cu un coeficient planificat al inflației, iar astfel de articole sociale importante ca cheltuielile pentru medicamente și alimentație au fost majorate cu 4%. Spre deosebire de ultimul buget primit de deputați, acum guvernul a stabilit izvorul veniturilor pentru toate articolele sociale importante, iar aceasta garantează că pensiile, salariile bugetarilor și alte plăți vor fi stabilite la timp și în întregime. Prognozarea pentru un termen mediu de perspectivă nu doar a bugetului, ci și a indicilor macroeconomici, a stabilirii în baza lor a tarifelor și tuturor documentelor care sunt aprobate de guvern, face activitățile guvernului pentru o perioadă medie de perspectivă mai deschise și disponibile atât pentru subiecte de gospodărire, cât și pentru cetățeni. Anume, pentru discutarea întrebărilor care nu se referă la procedura primei lecturi, parlamentarii au pierdut întreaga zi plenară. În fine, a fost luată decizia de a rămâne la acest stadiu de examinare a proiectului bugetului și a continua discuția la ședința următoare, la 23 octombrie. Vicepreședintele Guvernului pentru întrebările colaborării internaționale, ministrul afacerilor externe, Nina Ștanski, a acordat un interviu televiziunii Institutului Rus de Cercetări Strategice. Principalele întrebări abordate, reglementarea conflictului între Republica Moldovenească Nistreană și Republica Moldova, la fel cum va influența asupra nistrenilor dorința Chișinăului oficial de a intra în Uniunea Europeană. În procesul asocierii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană vedem un pericol serios, în primul rând pentru economia noastră. Însă, concomitent cu aceasta, credem că procesul integrării euroasiatice, care acum ia amploare, ne va permite să creăm acel ponton pe care ne vom salva de această catastrofă. Prin decretul prezidentului este reglementată ordinea de achitări personale lunare, care nu au fost primite la timp de soții sau rudele persoanelor decorate post-morte. Astăzi s-a creat o asemenea situație când cetățenii aflați după hotarele Republicii mai mult de 6 luni, întorcându-se la baștină, sunt lipsiți de indemnizația dată. Acum, rudele cetățeanului Republicii Moldovenești-Nistrene, gratificat post-mortem, își va putea restabili dreptul la aceste achitări. Mai mult ca atât, vor avea posibilitatea de a primi întreaga sumă pentru tot timpul cât nu a fost achitată această indemnizație, însă nu mai mult de 3 ani. Suma achitării personale neachitată din vina organului respectiv îi este recompensată cetățeanului Nistreniei fără limite în timp.
Direcția Ureșenească Bendera a Afacerilor Interne a făcut totalurile activității pentru 9 luni ale anului curent. Potrivit informației prezentate, milițienii au ținut situația criminogenă la control. În general, indicii activității sunt mai înalți decât în anul trecut, iar lucrul Direcției Afacerilor Interne a fost apreciat drept satisfăcător. De la începutul anului, milițienii au desfășurat diverse raiduri, măsuri operativ-profilactice. Scopul operațiunilor Rețeaua, Macul, Roada, Căutarea este profilaxia, preîntâmpinarea și descoperirea crimelor. Pe teritoriul orașului Bender, descoperirea crimelor formează 70%. Actualmente, din 4 crime, sunt descoperite 3. O problemă care persistă sunt cele 5 omoruri nedescoperite. Noi efectuăm un lucru de profilaxie pentru a evita omorurile din motive habituale. Sarcina de bază a colaboratorilor Direcției Afacerilor Interne este de a intensifica controlul asupra criminalității. În anul curent s-a micșorat numărul șoferilor care urcă la volan în stare de ebrietate. De asemenea, numărul crimelor extrem de serioase a scăzut cu circa 9%, însă crește numărul crimelor săvârșite de minori. O problemă ce persistă este și necomplectarea personalului. Această problemă astăzi este caracteristică pentru întreaga Republică. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldovenești Strene cunoaște problemele ce persistă în subdiviziunea dumneavoastră. La un control deosebit este luată asigurarea material-tehnică, problemele completării cu cadre, ridicarea stimulării colaboratorilor care își fac serviciul în condiții politice complicate, deoarece la Bender există organe ale puterii altui stat. La ședință a fost menționat că prezidentul țării Eugeniu Șefciuc acordă o atenție aparte activității Direcției Afacerilor Interne din Bender, căci sub controlul ei este securitatea cetățenilor orașului. Decorația și-a găsit eroul. Cursantul Institutului Juridic din Tiraspol a reținut un suspect în violarea unei tinere. Pentru îndeplinirea cinstită a datoriei sale, tânărul colaborator al organelor de drept a fost gratificat cu medalia prezidentului. Cu eroul Nepoleț a făcut cunoștință și grupul nostru de filmare. Medalia pentru paza excelentă a Ordinii Publice colonelului Priseajniuc i-a fost înmânată la formațiunea de dimineață. Astăzi el nu mai este cursant, dar colaborator al Institutului Juridic și le predă tinerilor specialiști. În vara anului trecut însă, fiind încă cursant, Igor a fost în ospiție la prietenii săi și a observat un tânăr foarte suspect, care a intrat în ascensor după domnișoară. Peste câteva minute a auzit țipătul ei. Eu am observat ceva rău. M-am ridicat la etajul 3-4 și am văzut un tânăr care alerga în direcția mea. L-am întrebat ce s-a întâmplat. El mi-a răspuns că nimic. A coborât la primul etaj, eu după el. Fetița a strigat că a fost violată. Eu împreună cu tovarășul meu, Eugeniu Șerbatiuc, l-am prins și am chemat miliția. În institutul în care lucrează spun că acestea sunt obligațiunile fiecărui angajat al miliției. Să țină la control ordinea publică, însă capacitățile și năzuințele lui Igor le-au observat de mult. Încă când era cursant, el se evidenția printr-o disciplină excelentă, responsabilitate. De aceea, încă la anul 2 a fost numit comandant al plutonului. În această postură, el a studiat până la anul 5. Dosarul penal asupra infractorului a durat un an. Suspectul și-a recunoscut vina. Judecata l-a condamnat la 11 ani privațiune de libertate. Pe parcursul câtorva ani, Federația Rusă acordă ajutor material în organizarea alimentației în instituțiile preșcolare din Republica Moldovenească Nistreană, și anume pentru dejunuri. Studiind toate preferințele copiilor, în anul curent meniul a fost puțin modificat. Cum anume, ne relatează Lubov Cojuhari. Pachetul de unt se taie în 20 de părți. La prepararea unei chifle se folosesc 10 grame de unt și 20 de cașcaval. Iată, în așa fel are loc pregătirea dejunurilor pentru copiii claselor primare din școala numărul 9, care sunt 687 la număr. Potrivit bucătarilor, terciurile și producția lactată care erau anterior nu se consumau atât de bine de către copii. Porțiunile erau mari și copiii nu le mâncau. La începutul lunii octombrie a avut loc o adunare desfășurată în administrația de stat, unde părinții s-au dezis de asemenea dejunuri. Deoarece iaurturile, chefirul, ouăle, copiii nu le prea iubesc. În anul curent au dorit să fie cașcaval, salam, unt și fructe. Meniul este format pentru o perioadă de 10 zile, după care se repetă. Potrivit bucătarilor, copiilor le place și resturi nu rămân. Eu văd că copiii mănâncă tot. Chiar dacă ceva le rămâne, ei pot lua în geantă și mânca mai târziu, în timpul recreațiilor. Eu mănânc o chiflă cu unt și cașcaval. E gustoasă.
Alimentarea copiilor în școala numărul 9, la fel ca și în celelalte școli, este urmărită foarte minuțios. Aici părinții fac serviciu pe rând și într-un carnețel special înscriu cum sunt organizate dejunurile. Liubov Cojuhari, Alexandru Livitski, Primul Nistrean. În Republică are loc etapa 3 a concursului Învățătorul în societatea informațională contemporană. La el pedagogii au avut posibilitatea să-și demonstreze maestria colegilor și elevilor. Detalii aflăm în continuare. Tânăra generație actualmente este foarte dezvoltată în domeniul informațional, de aceea e cu mult mai complicat a cointeresa copiii. Pentru aceasta, în Republică are loc concursul Învățătorul în societatea informațională contemporană. Concursul se desfășoară în trei etape. Recent în capitală a avut loc etapa a treia. Scopul concursului este de a demonstra experiența pedagogilor care activ utilizează noile tehnologii informaționale. Nu este un secret că copiii însușesc bine tot ce este mai nou și de aceea organizarea corectă a muncii pedagogului în acest domeniu formează un proces de învățământ mai interesant, adică mai calitativ. Primele două etape au fost organizate la nivelul direcțiilor învățământului public ale raioanelor și orașelor Republicii. Cea finală a fost organizată în baza școlii numărul 9 și a liceului teoretic numărul 1 din capitală, unde au participat 24 de pedagogi din Tiraspol, Bender și raionul Slobozia. Învățătorii au prezentat o lecție demonstrativă. Este important de menționat că pedagogii predau în auditorii necunoscute. Consider că activitatea s-a desfășurat bine. Am văzut în ochii copiilor înțelegerea și sunt bucuroasă că materialul prezentat de mine le-a fost de folos. Au participat pedagogii în 5 nominalizări, învățători de clasele primare, conducători de clasă, profesori de discipline umanitare, fixe și științe naturale. Potrivit organizatorilor și pedagogilor, copiii au participat activ la concursuri și discuții. Mi-a fost foarte interesant, am aflat lucruri pe care nu le cunoșteam, a fost foarte vesel. La ora dată am aflat cum trebuie să rezolvăm conflictele. În componența juriului au intrat nu numai reprezentanții Direcției Învățământului Public, dar și utilizatorii competenței a tehnologiilor computerizate folosite în școală. Probe finale vor avea loc până la finele săptămânii, în Kamenka și Râbnița. Experții concursului vor stabili învingătorii care vor fi menționați la nivelul administrațiilor de stat. Liubov Cojuhari, Alexandru Livitski, Primul Nistrean. Informarea cărturară a populației despre problemele oncologice este un ajutor suplimentar în depistarea la etapă precoce și tratarea cu succes a maladiei. Mai multe despre această boală, îngrijirea bolnavilor și altele, pot fi aflate în cadrul școlii bolnavului oncologic, creată recent. Cancer. Deseori această diagnoză e asemănătoare cu o condamnare. Să trăiești și să lupți cu ea, învață la școala bolnavului oncologic. Eu mă conduc de deviza să zâmbesc mereu, să arăt frumos și tot timpul să fiu sănătoasă. Sunt bucuroasă că a fost deschisă o asemenea școală. Deja 6 ani mă aflu la evidență și le sunt recunoscătoare tuturor pentru faptul că sunt vie, sănătoasă și mă bucur de viață. Prima și cea mai importantă povață pentru bolnavul oncologic este de a gândi pozitiv. Pentru o mai bună informatizare despre cancer, oncologii nistreni organizează lunarul de profilaxie, lumea împotriva cancerului. Iar școala bolnavului oncologic, creată recent, învață corect a îngriji rudele bolnave. Bolile oncologice decurg în forme variate. Dacă boala este depistată la o etapă incipientă, apoi succesul vindecării ei este foarte înalt. Chizășia tratării cu succes este depistarea maladiei la începuturi și nu trebuie să pierdem timpul în zadar. La noi, la evidență, sunt luați în jurul la 2000 de pacienți. Acești oameni mulți ani se află la evidență și după o luptă intensă totuși au biruit cancerul. Școala bolnavului oncologic organizează în fiecare săptămână lecții în incinta policlinicii orășelului studențesc. Atât pentru această ediție. O seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine, 18 octombrie, se așteaptă timp noros. Temporar va ploua. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 9-12 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord plus 7, plus 9 grade, ziua plus 11, plus 13. În capitală noaptea plus 8, plus 10, ziua 12, 14 grade cu semnul plus.